Dragă Luciliu, cred că vei fi de acord cu mine că bunurile din afară se dobândesc în folosul trupului, că trupul se cultivă de dragul sufletului, că în suflet sunt părți subalterne, acelea cu ajutorul cărora ne mișcăm și ne hrănim, care ne-au fost date tocmai spre a sluji la ce este superior în noi. În această parte superioară există o forță irațională și alta rațională. Aceea slujește pe cealaltă. Aceasta este singura care nu ține de altceva, ci face să depindă totul de sine. Căci precum rațiunea divină stă deasupra tuturor și nu se supune nimănui, tot așa se întâmplă cu această rațiune a noastră care se trage din cea divină. Dacă suntem de acord în această privință, urmează că suntem de acord și atunci când socotesc că fericirea vieții constă într-un singur lucru, adică în desăvârșirea rațiunii noastre. Într-adevăr, numai această rațiune desăvârșită nu coboară sufletul, ci se ridică împotriva sorții și ne face neînfricați în orice împrejurare. Dar singurul bine este acela care nu se strică niciodată. Repet, fericit este omul pe care nimic nu-l micșorează, care stă pe culmi și nu se bizuie decât pe sine. Cine se sprijină pe ajutorul altcuiva poate să cadă. Dacă situația se schimbă, încep să capete puterea asupra noastră multe ce nu-s ale noastre. Cine dorește oare să se bizuie pe noroc sau ce om cu minte se fălește cu ce nu-i al lui? Ce înseamnă viața fericită? Lipsă de griji, liniște continuă. Pe aceasta ți-o va da înălțimea de suflet, ți-o va da statornicia în dreapta judecată. Cum ajungi la aceasta? Dacă ai pătruns întreg adevărul, dacă în acțiunile tale păstrezi ordine, măsură, noblețe, dacă voința îți este curată și generoasă, supusă rațiunii și neabătându-se niciodată de la ea, amabilă și în același timp admirabilă. În sfârșit, ca să-ți dau pe scurt o formulă, sufletul înțeleptului trebuie să fie așa cum este sufletul zeilor. Ce mai poate dori omul care are parte de tot ce e frumos? Chiar dacă cele contrare virtuții pot contribui întrucâtva la starea de desăvârșire, urmează că fericirea vieții constă în acele însușiri fără de care ea este virtuoasă. Ce este mai nedemn sau mai stupid decât a alcătui binele unui suflet rațional din elemente iraționale? Unii cred că binele suprem poate totuși să crească, fiindcă nu este de plin atât timp cât împrejurările îi se opun. Chiar și Antipater, unul dintre reprezentanții de seama ai școlii noastre, afirmă că atribuie o oarecare importanță lucrurilor din afară, dar una oarecum redusă. Așadar, îți dai seama ce ar fi să nu te mulțumești cu lumina zilei decât cu condiția să mai pâlpâie alături și un focușor. Ce valoare poate să aibă o scânteie în această lumină vie a soarelui? Dacă nu te mulțumești doar cu virtutea, trebuie să admiți a-i se adăuga liniștea. Una dintre ele se mai poate întrucâtva admite. Sufletul eliberat de necazuri poate să cerceteze ceea ce este general, fără a fi împiedicat de ceva în contemplarea naturii. Dar cealaltă, plăcerea este un bun animalic. Punem alături de ceea ce este rațional iraționalul și alături de ceea ce este moral imoralul. Gâdilarea simțurilor contribuie într-adevăr la o astfel de viață. Atunci de ce mai șovăiți să spuneți că omul este fericit atunci când își fericește cerul gurii? Și pe un astfel de om pentru care binele suprem stă îngustat în culori și în sunete, îl numeri, nu zic printre bărbați, dar chiar și printre oameni? Afară cu el din rândul viețuitoarelor acestora mândre și aproape asemenea cu zeii. Sporească turma necuvântătoarelor cu încă un animal mulțumit de ce a păscut.
Partea irațională a sufletului are la rândul ei două părți. Una vie, ambițioasă, nestăpânită, pe care o găsești în pasiunile noastre, alta umilă, lâncedă, robită plăcerilor. Pe cea neînfrânată și totuși mai bună sau cel puțin mai plină de vlagă și mai demnă de un bărbat au nesocotit-o, iar pe aceasta nevolnică și josnică au considerat-o necesară fericirii. Ei au pus sub stăpânirea acesteia rațiunea, făcând astfel ca binele suprem al celei mai generoase ființe să fie josnic și netrebnic și pe deasupra să fie un amestec monstruos, făcut din elemente diferite și nefericit împreunate. Căci spune Vergiliu al nostru despre Scila: ea e făptură de om, cu pieptul rotund de fecioară până la brâu, dar monstru sălbatic e trupul încolo, pântece având de lupoaică și coadă ca pești din mare. Și Scila a fost totuși împreunată cu niște viețuitoare sălbatice, înfricoșătoare, iuți, pe când ăștia din ce monștri au mai închipuit înțelepciunea. Cea mai importantă însușire a omului este însăși virtutea. Acestea îi se dă un hoit inutil și trecător, bun numai să primească mâncarea, cum zice Posidonius. Acea virtute divină sfârșește în ceva lașciv, lunecos și de partea superioară a ei, venerabilă și neprihănită, se leagă un viețuitor inert și vlăguit. Liniștea aceea despre care vorbeam nu aducea într-adevăr niciun spor sufletului, dar măcar îi înlătura din cale piedicile. Plăcerea însă îi destramă și topește orice vlagă. Se poate găsi o altă îmbinare de lucruri așa nepotrivită? Celui mai puternic lucru îi se alătură cel mai nevolnic, celui mai sever, cel mai neserios, celui mai neprihănit, unul desfrânat până la incest. Cum oare, va zice cineva, dacă sănătatea, liniștea și lipsa durerilor nu dăunează virtuții, n-ai să le dorești oare? De ce să nu le doresc? Dar nu fiindcă sunt bunuri, ci fiindcă sunt conforme cu natura și fiindcă mi le voi însuși printr-o judecată bună. Atunci care va fi binele din ele? Numai faptul că am ales bine. Căci atunci când îmbrac haina care se cuvine, umblu cum se cuvine, mănânc cum trebuie, nu masa, mersul sau haina sunt bunuri, ci hotărârea mea, care păstrez în fiecare împrejurare măsura potrivită cu rațiunea. Ba mai adaug că omul trebuie să-și aleagă o haină îngrijită, căci prin natura lui el este o ființă curată și îngrijită. Așadar, nu haina curată este un bine în sine, ci alegerea unei haine curate, fiindcă binele nu stă în actul însuși, ci în alegerea unui anumit act. Virtuoase sunt acțiunile noastre, nu obiectele acțiunilor noastre. Ceea ce am spus despre haină, consideră că o spun și despre trup. Că și pe acesta natura l-a făcut să îmbrace sufletul ca o haină, este un îmbeliș al sufletului. Cine oare a prețuit vreodată veșmintele după dulap? Teaca nu face sabia nici bună, nici rea. Prin urmare și despre corp îți răspund același lucru. Firește, dacă aș putea să aleg, aș alege și sănătate și forță, dar binele va sta în judecata mea despre ele, nu în ele însele. Înțeleptul, zic unii, este într-adevăr fericit, dar el nu atinge binele suprem decât dacă este ajutat de împrejurări naturale. Tot astfel, cei care posedă virtutea nu poate, e drept, să fie nenorocit, dar cineva care e lipsit de bunurile naturale, de exemplu de sănătate, de integritate corporală, nu este cu totul fericit. Ceea ce ar părea mai de necrezut, anume că cineva care se află în cele mai mari și mai nepotolite dureri nu este fericit, ba e chiar fericit, aceasta o admiți și ceea ce este mai ușor, anume că este foarte fericit, aceasta o tăgăduiești. Apoi dacă virtutea poate face ca cineva să nu fie nenorocit,
va face cu atât mai ușor să fie foarte fericit. Mai mică e diferența dintre un om fericit și altul foarte fericit decât cea dintre unul nenorocit și unul fericit. Oare o cauză care e în stare să smulgă pe cineva din nenorocire și să-l așeze printre cei fericiți nu va putea să-i mai adauge ceea ce îi lipsește ca să-l facă foarte fericit? Se va poticni tocmai la capăt? În viață sunt împrejurări norocoase și nenorocoase, dar și unele și celelalte sunt în afara noastră. Dacă omul virtuos nu este nenorocit, chiar dacă l-ar apăsa toate împrejurările nenorocoase, cum să nu fie foarte fericit dacă e lipsit de unele împrejurări norocoase? Într-adevăr, precum el nu se lasă abătut de povara împrejurărilor neprielnice, tot astfel lipsa împrejurărilor prielnice nu îl clintește din fericirea deplină, ci el este tot pe atât de plin fericit fără împrejurări prielnice, pe cât nu este nenorocit sub povara împrejurărilor neprielnice. Altminteri, dacă binele său se poate micșora, atunci îi se poate și lua cu totul. Spuneam puțin mai înainte că un focușor nu poate să adauge nimic la lumina soarelui, căci acesta acoperă cu strălucirea lui orice lumină din afara lui. Dar și în calea lui pot sta unele piedici. Da, dar soarele își păstrează întreaga lui putere. Oricare ar fi obstacolele și chiar dacă se interpune ceva care ne împiedică vederea, el e în continuă activitate și își continuă drumul. Atunci când strălucește printre nori, nu este mai mic ca pe vreme senină și nici mai slab, fiindcă e mare deosebire dacă ceva se interpune sau împiedică. Tot astfel, tot ce se opune virtuții nu o știrbește într-un nimic. Ea nu este mai mică, ci strălucește mai puțin. Pentru noi, poate că nu apare și nu strălucește la fel, dar ea este aceeași. Ca soarele acoperit de nori, îi străbate calea în umbră. Așadar, nenorocirile, pagubele, năpăstuirile au asupra virtuții aceeași putere pe care o au norii asupra soarelui. Se găsește câte unul care zice că înțeleptul care are un trup nu prea bine înzestrat nu este nici nenorocit, nici fericit. Și acesta se înșală, căci el pune pe același plan întâmplarea cu virtutea și acordă aceeași importanță celor morale ca și celor din afara vieții morale. Ce este oare mai rușinos? Ce este mai nedemn decât să compari cele vrednice de admirație cu cele josnice? Căci dreptatea, pietatea, buna credință, curajul, cumințenia sunt vrednice de admirație și, dimpotrivă, toate astea, din care de multe ori se împărtășesc mai din plin tocmai cei mai josnici oameni, coapse, puternice, mușchi și dinți tari și sănătoși, sunt fără valoare. În sfârșit, dacă înțeleptul cu un corp suferind nu va fi socotit nici nenorocit, nici fericit, ci va fi lăsat la mijloc, atunci viața lui nu va fi nici de dorit, nici de evitat. Dar ce absurditate mai mare decât a spune că viața înțeleptului nu este de dorit? Sau ce lucru mai de necrezut decât că ar exista vreun fel de viață care nu trebuie să fie nici dorită, nici evitată? În fine, dacă inconvenientele trupești nu fac pe cineva nefericit, ele îi permit să fie fericit. Pricinile care nu au putința de a provoca o stare mai rea, nu au nici pe aceea de a împiedica una foarte bună. Se va spune, știm că ceva e rece, ceva e cald, iar între ele că ceva e călduț. Tot așa, cineva este fericit, cineva nenorocit, iar cineva nici nenorocit, nici fericit. Aș vrea să analizez această comparație care ni se opune. Dacă ceva care este călduț va fi pus în ceva mai rece, va deveni rece. Dacă îl voi afunda în ceva cald, va deveni până la urmă cald. Dar acest om care nu e nici fericit,
Nici nefericit nu va ajunge, recunoașteți și voi, nefericit, oricât i-aș spori necazurile. Prin urmare, comparația voastră e nepotrivită. În fine, îți dau un om care nu e nici fericit, nici nefericit. Îl fac orb, nu devine nefericit. Îl fac neputincios, nu devine nefericit. Îl copleșesc cu dureri necontenite și grele, nu devine nefericit. Cineva pe care atât de multe necazuri nu le aduc în starea de nefericire, nici din cea de fericire nu-l poate scoate. Dacă înțeleptul nu poate să ajungă, așa cum afirmați voi, din starea de fericire în nenorocire, nici în nefericire nu poate. Căci de ce s-ar opri undeva acela care a pornit spre prăbușire? Ceea ce nu-i îngăduie să se prăvălească până în abis este tocmai ceea ce îl ține pe culm. De ce fericirea vieții nu se poate întrerupe? Dar nici măcar nu poate scădea și pentru aceasta virtutea singură este suficientă. Cum așa? Va zice cineva. Nu este mai fericit un înțelept care trăiește mai mult, pe care nu îl tulbură nicio durere, decât altul care se războiește tot timpul cu soarta lui rea? Răspundem, este el mai bun, mai moral? Dacă nu, nici mai fericit nu este. Trebuie ca cineva să trăiască mai drept, ca să trăiască mai fericit. Dacă nu poate trăi mai drept, nici mai fericit nu poate. Virtutea nu se poate întinde. Prin urmare, nici fericirea vieții care rezultă din virtute. Virtutea este de fapt un bine atât de mare încât nu ia seama la aceste mici accesorii, la scurtimea vieții, la durere și la feluritele suferințe trupești. Căci plăcerea nu e demnă să-i atragă privirile. Care este lucrul de căpetenie la virtute? Acela că nu are nevoie de viitor și nici nu-și numără zilele. Într-un timp, oricât de scurt, ea se împărtășește din bunuri eterne. Toate acestea ne par de necrezut și depăși natura omului, căci noi măsurăm măreția ei cu nevolnicia noastră și dăm viciilor noastre numele de virtute. La urma urmei, nu pare la fel de necrezut ca cineva, aflându-se în culmea chinurilor, să spună sunt fericit. Și totuși, acest cuvânt s-a auzit chiar în sălașul voluptății. Trăiască ultima și cea mai fericită zi din viață, zicea Epicur în timp ce îl tortura o retenție de urină unită cu durerile unui ulcer la stomac. De ce oare să fie de necrezut aceste lucruri la cei care cultivă virtutea când se găsesc chiar și la cei peste care domnește plăcerea? Până și acești oameni ticăloșiți și fără de minte spun că înțeleptul, în toiul celor mai grele dureri și celor mai mari necazuri, nu este nici fericit, nici nefericit. Dar și aceasta e de necrezut, ba chiar și mai de necrezut. Nu văd cum virtutea, doborâtă de pe înălțimile ei, nu se prăvălește până la fund. Ea trebuie sau să-l facă pe om fericit sau, dacă e împiedicată de la aceasta, să nu-l poată opri să devină nefericit. Atât timp cât e în picioare, nu se lasă. Trebuie sau să învingă, sau să fie învinsă. Numai zeii nemuritori, se spune, au parte de virtute și de viață fericită. Noi, numai de umbra și de imaginea ei, ne apropiem de ea, dar nu ajungem niciodată. Rațiunea este comună zeilor și oamenilor. La ei ea e perfectă, la noi e perfectibilă. Numai viciile noastre ne fac să deznădăjduim de această desăvârșire. Omul este pe o treaptă inferioară, fiindcă este puțin statornic în păstrarea căilor drepte, fiindcă judecata lui șovăie încă și e nesigură. El ar dori să-și desfete simțurile văzului și auzului, ar dori o sănătate înfloritoare, un chip frumos pe care să-l păstreze neschimbat cât mai multă vreme.
În acest timp ar putea să trăiască o viață de care să nu se căiască, dar într-un om nedesăvârșit stăruie în bună măsură răul, fiindcă el are sufletul aplecat spre cele rele și răutatea aceea înrădăcinată și neadormită este departe de bine. Nu e încă virtuos, ci numai pare a fi. Cui însă îi lipsește ceva spre a fi bun este rău, pe când cel în trupul căruia este virtute și suflet este asemenea cu zeii, tinde spre ei, amintindu-și de originea lui. Nu este pentru nimeni o cutezanță să se înalțe acolo de unde a coborât. Cum să nu socotești că este ceva divin la acela care este o parte a divinității? Acest tot în care suntem cuprinși este unul și este divinitate. Noi suntem părtașii și mădularele ei. Sufletul nostru este în stare să o cuprindă, să ajungă la ea dacă viciile nu l-ar târî în jos. Precum ținuta trupului nostru este dreaptă și privirile noastre se înalță către cer, tot așa sufletul, care are posibilitatea să se înalțe cât voiește, a fost creat de natură ca să voiască aceleași lucruri ca și zeii. Dacă se va folosi de forțele lui și dacă se va întinde cât i-a fost dat, el nu se înalță spre cer pe un drum străin. Greutatea mare ar fi fost să pornească spre cer, dar așa este o reîntoarcere. De îndată ce găsește acest drum, el pășește cu curaj, disprețuind totul, neținând seama de bani, considerând aurul și argintul care sunt cu totul vrednice de întunericul în care au zăcut, nu după strălucirea cu care izbesc ochii proștilor, ci după nămolul de altădată din care le-a adunat și le-a scos la lumină lăcomia noastră. El știe, repet, că altundeva să lășluiesc avuțiile decât acolo unde stau îngrămădite și că sufletul trebuie să fie umplut, nu casa cu bani. Pe acest suflet omul poate să-l facă stăpânul tuturor lucrurilor, pe acesta poate să-l facă stăpânitor al naturii, așa încât să se întindă de la soare răsare până la apus și să țină totul în puterea lui, în tocmai ca și zeii. Cu aceste bogății ale sale, el poate disprețui pe cei bogați, dintre care niciunul nu e atât de mulțumit cu ale sale pe cât e de întristat de averile altora. Ridicat până la această înălțime, sufletul este nu un iubitor al trupului său, povară necesară, ci un îngrijitor al acestuia, care nu se face însă robul aceluia în care sălășluiește. Niciun om care robește trupului nu este liber, căci chiar dacă ai trece cu vedere alți stăpâni, pe care grija noastră exagerată pentru el ni face, el singur ne este un tiran nesuferit și capricios. De această tiranie sufletul nostru scapă liniștit uneori, alteori se desprinde curajos, fără a se îngriji ce se va întâmpla cu ce lasă în urma lui. Dar așa cum noi nu punem niciun preț pe părul tuns din barba noastră sau de pe cap, tot pe atâta acel spirit divin se crede îndatorat să se intereseze în momentul în care părăsește pe om de ce se întâmplă cu fostul lui lăcaș, iars în foc, acoperit de pământ sau sfâșiat de fiare, tot așa cum un nou născut nu se interesează de placenta lui. Cel privește dacă hoitul lui este sfâșiat de păsări sau dat pradă câinilor de mare, când el nu mai e acolo. Dar chiar și în timpul cât este printre oameni, el nu se teme de niciun fel de amenințări ale celor care socotesc că puțin lucru este a fi temut de oameni până ce mor. Nu mă îngrozește, zice el, nici cangea voastră, nici sfâșierea hoitului meu expus pâncăririi, lucruri înfiorătoare pentru cine le-o mai vedea, nu cer nimănui să-mi aducă ultimul prinos, nu încredințez nimănui rămășițele mele pământești.
Natura s-a îngrijit să nu rămână nimeni neîngropat. Bine zicea mecena. Nu mă îngrijesc de mormânt, pe cei părăsiți îi îngroapă natura. Ai crede că e vorba de un războinic viteaz. A avut într-adevăr un talent înnăscut, mare și robust, dacă nu l-ar fi moleșit în desfătări. Cu bine!